Deși au rămas ore numărate până la Revelion, pe ultima sută de metri, cumpărătorii au luat practic cu asalt magazinele și piețele din capitală pentru a procura produse pentru masa de Revelion. Piața centrală s-a transformat astăzi într-un adevărat furnicar. Deși prețurile li s-au părut cam exagerate, și-au scuturat bine buzunarele și și-au umplut pungile cu de toate, de la fructe, legume, carne și brânzeturi, până la dulciuri și cadouri pentru cei dragi. Unii vânzători au recunoscut: prețurile s-au cam majorat. Am luat pentru frigărui, de-am sarmale le-am făcut, răștură. Cam cât ați scos din buzunar pentru masa de sarmale? La 1000 lei. Vrem să luăm patlajele, pepini. Dar carne, brânze? Nu, de astea nu cumpărăm, că nu ne ajunge punga. Da, numai puteri noi. Da, cumpărători sunt. Poate în cursul anului nu se mai permit întotdeauna la sărbători. O sarma, un vârf scăzut. Ori. Cât ați scos din buzunar? 500 de lei, dar mi-am aterizat. E scump. E scump, așa. Nu știu ce facem. Așa e viața. Forfotă mare a fost și în hala de carne. Ei, ce preț cărnit? Cărnița avem și de 70, și de 65, și de 60, costița. Avem de tot fel. Ați căzut prețurile sau le-ați mai ridicat un pic? Nu, tot așa s-au menținut ca acum. Aia că am luat toată sala și tot scump, scump, scump. Dar bucăți că tot am scumpă. Și vânzătorii din hala de brânzeturi n-au dus lipsă de cumpărători în ajun de Revelion. Dar înainte de sărbători sunt mai mulți un pic. Da, mai mult, mai mult. Mai mult și mai scump. O leu, s-a ridicat prețul. Mai mult. Cu cât l-ați ridicat? Unde cu 5 lei, unde cu 2 lei. Și sir cu pici. Da. Acum țenă. Цены жуткие, очень жуткие. На праздники мой. Ну, на праздники уже надо раскошелиться. Pentru a-i surprinde pe cei dragi, oamenii n-au uitat nici de cadouri. Cumpărat cadouri la nepoți. Ce cadouri? Am cumpărat, iată, jucării, cremuri. Și cam cât ați scos astăzi din buzunar? Nu, cam am scos, dar îmi pare că 1000 de amu cam s-a dus. Asta e mult. E mult, pentru pensia mea e foarte mult. Da, da, asta mă scrie scrisoare, a scris. Și brazii astăzi au fost la mare căutare. Unii comercianți spun că pentru a-i vinde pe toți au mai scăzut din preț cu vreo 50-100 de lei. Da, nu ați reușit până acum? Nu, n-am avut timp. Cât ați dat pe el? 250 de lei.